mai putea să-ți petreți ultima zi de vară, practic, mai bine de atât. Uitați-vă, această priveliște minunată aici, ieșim din hotel, avem această piscină în care se află niște pești, nu știu ce sunt pești, acum am văzut. Dar nu contează, să uitați ce priveliște frumoasă avem. Doamne, câtă prost e copilul ăsta, da, ultima zi de vară deja a fost ruinată complet. Uitați-vă cu profesorul în spate ce a putut să zică, în fine, nu mai contează asta. Este foarte frumoasă zona aceasta, uitați-vă, mi se pare absolut impresionant. Avem aici un ponton micuț, este foarte drăguț să răspundeți în acesta și de-aia îmi place foarte mult. Doamne, cât de prost. Ce faci, mă, omule? Lasă-mă nisip. Lopății cap, uite aici, frumos, da, uite, două lopății și frumoase. Lasă-mă, frate, asta le-ai făcut tu? Uite, asta e puța mea. Ce vorbi și acolo, bă? Close, cât, omule, dar să le lasă în pace. Bă, bă, nici pas. Bă, vorbește, mă, lasă-mă. Bă, ce... Dar, doamne, dar eu sunt... Ok, stai puțin, trebuie să mă calmez puțin, trebuie să nu-l mai au pe prostul ăsta, că absolut mă perturbează, nu știu, vocea lui mă enervează rău. Tot aici avem calculatoare, vedem, este foarte frumos, uitați-vă cât de frumos, avem și un ăsta de biliard, practic aici o masă frumoasă, avem tot ce trebuie, practic, într-un resort de acesta, într-un hotel foarte frumos și cu prostul ăsta. Mă, ce da, dar să el... Darusel, păi tu ai venit ăștia, Darusel, bă prostule, Darusel, Darusel, tu ăștia, Darusel, bă ascult, stop, Darusel, scoate-te aici să nu vadă cineva că după nu ne mai primește aici, știi că este cel mai șmecherul ăla în care putem să fim, Darusele, după cum ai vrut să mai... Vara următoare, cum vrei să mai e o vară așa frumoasă, prostule? Wow, foarte impresionant. Doamne, cât de prost e. Bine că am scăpat de el, bă, frate. Uitați-vă cât de frumoasă este zona aceasta, acvariul acesta. Și da, din păcate este ultima zi de vară. În primul rând, oarecum să mă bucur că sunt într-o vacanță superbă. Uitați-vă cum am priveliștea aceasta și ce hotel practic am, foarte mișto. Și acaparcul la care o să mergem puțin mai încolo. Avem piscină interioară acolo, piscină exterioară aici. Totul este foarte minunat. Dar ideea este, vreau să vă întreb pe voi dacă ați fost la mare anul acesta și dacă v-a plăcut vara aceasta, pentru că vara 2024 mi se pare cea mai rapidă vară existentă ever. Nu mi se pare că a mai trecut o vară așa de rapidă și nici an, că și anul acesta a trecut super, super rapid. Uitați prostul acesta tâmpit lângă mine care pleacă, nu știu unde se duce. Mă, ce faci, mă, Darusele? Hai, Darusele, hai, fii și afară. Să mă duc în piscină, stai. Darusele, nu se face treaba asta în piscină, omule. Măcar dă să ce ai în ocean, dar nici în ocean nu e frumos, Darusele, omule, dar în piscină... Bă, prostule, ce mi-arăți acolo? O cască, ce faci? Mamă, știi că dacă faci pișulică în piscinică, în piscină, dar să le iese o culoare și te faci de râs, te vede toată lumea? Ce nasă, hai, stai! Toți cât e în piscină copilul ăsta, da, nu știu, bă, dar să le, omule, vină aici, că am ceva de discutat cu tine, lasă! Mă joc cu puța în piscică asta, cu puța nisip! Omule, bă, omule, gata, Darusel, gata, calm, nu mai vorbi așa, nu e frumos, Darusel, să vorbești așa, omule, Darusel, gata, ok, bă, ce, o să fac ce, doamne, se pare blocul acesta, în fine, bă, Darusel, în primul rând, vezi, suntem aici, este ultima zi de vară, Darusel, nu știu, bă, ai niște... Bă, omule, poți să vorbesc și eu cu tine o dată în viață, mă? Omule? Ce? Poți să vorbesc și eu cu tine o dată în viață, Darusele? Zi! Ce să mai zic acum? Că nu mai am ce să mai zic. Efectiv, chiar nu mai supor, nu mai știu ce să mai zic. Mă, Darusele, spune câteva cuvinte despre vara 2024, Darusele. Cum ți s-a părut, omule? Urăbuș, V-Bucks și bani! Oh, omule, poți să nu mai fie NPC, Darusele? Cum ți s-a părut vara? Ah, păi, mie mi s-a părut așa de frumos și vreau să fac asta! Stai, unde așa? Eu sunt Darusel, cel mai bogățel. Bă, gata, prostule, gata. Hai că nu s-o mai... Darusele, doamne, deci toată lumea... Doamne, eu nu mai supun nimic, bă, nu știu. Scrieți acolo în comentarii dacă mai e cineva, dacă se mai uită cineva. Că copilul ăsta chiar nu se mai uită nimeni. E pe brain rot rău de tot copilul. Bă, Darusele, hai să te pun eu la niște întrebări, că văd că tu nu ești în sare. Darusele, despre vara 2024, vreau... Bă, lasă-mă mingea, omule, nu se dă cu aia. Bă, stai, bă, poți să stai, bă, pe loc aia de HD, ce ai? Câteva cuvinte despre vara 2024. Cum ți s-a părut? Ți-a plăcut în primul rând, Darusele, da sau nu? Da! Ok. Ți s-a părut că a trecut repede sau mai greu? Mai repede decât mai repede decât asta! Ok, nu vreau să mai zic nimic. Scrieți acolo în comentarii cum mi s-a părut vara aceasta. Și acum, Darusele, mă, dar ia toată carnea asta. Ce, doamne, iată, mă, rămâne carnea asta de porp aici. Lasă-mă, că pune pe grătar, mă, mai târziu.
știu. Bine, dar să le uite aici, hai mă să facem, hai să facem o întrecere, fii atent. Hai să vedem, o, oh, da, asta e impresionantă, care sare mai șmecher, dar să le fii atent, tu primul și al doilea, da? Hai, hai, fă o săritură impresionantă și eu trebuie să mă repet după, de fapt fac eu cum vreau eu. 3, 2, 1, și... Bă, tu ce regi, mă, mergi pe apă. Doamne, ăsta merge pe apă și distrug și eu, nu mi-l scrie, ok, hai. Ok, 3, 2, 1, și... Băi, e prea genial resortul ăsta, vila aceasta, piscin, hotelul ăsta. Practic e prea genial cu tot ce avem aici și calculatoare și toate astea. Mie îmi place absolut enorm. E nota 10, îi dau, nu știu, tot e super minunat. Bă, Rafale, mă sufoc, bă, Rafale, mă sufoc, aici e prea cald. Da, da, ok, prostul este la saună. Bă, mă, sunt mușcros. Bă, dacă ți-e cald, omule, ieși afară, gata. Nu mai stai tu de mult în saună, că deja ești de jumătate de oră, prostule. Tu vrei aici să mor, dar răsele. N-ai mai fost în viața ta, nu ești obișnuit cu sauna și tu ce faci? Nu știu, Rafle, dar vreau în apă. Așa, du-te în apă, perfect. Mamă, deci nu pot să stau o secundă, bă, fraților. Nu pot să stau și eu liniștit, că prostul ăsta nu știu ce boacă nu mai face. Bine, n-a fost ceva rău, așa că n-am murit. Prostul, da, în fine. Hai, bă, dar răsele, să ne jucăm cu mingea asta în apă. Mamă, că nu știu, bă, uite ce... Bă, mi se pare genial, absolut. View-ul acesta este cel mai genial view. Și da, deci, bă, da... Darcel? Darcel? Bă! Că am venit tu, bă! Da, n-am cu cine să mai vorbesc. Bă, ok, hai că vorbesc cu voi. De ce e gheață acolo? Întrebarea mea. Ok, s-a terminat vara, e ultima zi de vară, dar să fie gheață acolo nici iarna, nici toamna n-a venit. Și e deja, bă, în fine. Darcel, cred că este momentul să mergem la... Unde-i? Vrei să-ți arate unde e gheață, dar să ne fii atent, vii aici. Uite-te acolo jos, uite-te acolo jos și du-te tu după gheață. Ce? În fine, nimic, dar să nu mai cântă. Unde-i gheață, arată-o? Acolo, uite-te în față, omule, nu vezi și tu acolo mare băltoacă de gheață, omule. Bă, dar poate-te prost ești, mă, nu, că nu se mai pace cu copilul ăsta. Da, dar să le hai să mergem pe aici. Hai că luăm pe aici, mergem prin scurtătură, mergem pe aici frumos. Mă, cât de mișto și zona asta, uite-te. Bă, e prea genial, dar să le chiar merită să vii aici și abia aștept vara următoare să ne mai întoarcem. Sau poate mergem într-un loc mai șmecher, cine știe. Și acolo ce, mă? Bă, ce sunt ăia? What? Bă? Ce? Canguri, ce mă, locul ăsta? Mă, e genială, bă, zona. Ce canguri, bă, unde canguri? Nu, nimic, dar să le hai, vino repede, hai să mergem la aquapark, că trebuie să ne distrăm, dar să le că eram fost de mișcat față ascunsă, de acum ne distrăm în aquapark, o să fie totul foarte frumos, e da. Let's go, motherfucker! Ok, dar să le acolo în spate foarte prost, dar să le poți să te duci înainte, poți să te duci înainte, du-te dacă vrei, bă, nu, păi... În fine, hai, ok, fiți atenți, bă, era fost super genial, dacă n-ați văzut încă, vă invit să vedeți episodul de ieri, pentru că l-am trollat pe Darcel foarte tare, practic m-am transformat în animale, într-un papagal, într-o pisică, într-un câine, într-un pește și într-o broască țestoasă și a fost foarte epic momentul acela cu broasca țestoasă, transformat imediat într-un pește care era tot aceeași culoare și practic nu vă zic prea multe, dar Darcel a rămas uimit pentru că el nu știa ce se întâmplă și da, nu vă mai zic prea multe, o să vedeți cum a fost, că a fost epic, epic rău de tot, epic rău de tot, uitați-vă acolo chiar. Merit acum eu să merg frumos, pentru că se intră pe la intrare, nu se intră pe unde a intrat prostul ăla că a distrus toate aia, sper să nu vadă nimeni chestia asta, că altfel o să avem interdicție pe viața aici, bine, dar așa o să aibă, da, în fine. Și mergem acum la aquapark, o să ne distrăm în ultima zi de vară, vreau să scrieți acolo în comentarii voi ce faceți în ultima zi de vară, cum vi-o petreceți, pentru că, nu știu, mi se pare super, super tare să îți petreci ziua de vară. Ok, dar să tu vrei să facem prinsele, omule, da, în fine, dar să tu nu știi că ți-ai pus protecția aia pe tine, dar nu poți să te ating, omule, ai uitat? Nu m-ai prins! Da, mă, cât de prost e copilul ăsta, ești chiar nu mai supăr, mă, oameni, hai, băi, hai să vedem că deja mi se, bă, eu nu mai supăr pe ăsta, deci mi se duce... Creierul meu să face brain rot la fel ca Darcel, pe bune, pentru că eu nu mai înțeleg absolut nimic. În care să mă dau, bă, ala bala portocala, cine mi-a furat banana? Ok, hai că mă dau în ăsta, de fapt, nu vreau să mă dau în ăla, mă dau și eu, nu mai ușor. Cred că mă dau în ăsta albastru, mi se pare super interesant, vreau să scrieți în comentarii care vi se pare vouă interesant, în care ați vrea voi să vă dați. Și da, eu trebuie să vor prin partea cealaltă, mă, frate, roșu, cu copilul ăsta, da, eu practic trebuia să vin cu Darcel aici, da, da, cu cine să mă înțeleg, mă, că ăsta zici că e de pe altă planetă, mă, zici că e din era maimuților, nu știu. Era dinozaur, nu știu ce e copilul ăsta. Unde ești, mă, de ce râns? Unde ești, mă? Ha?
Păi ești prost, omule, tot dar restele. Hai, omule, că ai nebunit pe toată lumea. Sper pe... Ah, ok, pe aici este. Mergem aici frumos, dar restele. Chiar sunt curios cum este ăsta, dar restele. Și fii atent să ne dăm pe rând. Bă, dar prost ești, mă, omule. Bă, deci ăsta-i prost rău de tot, mă, dar restele. Așa, gata. Și de aici ne luăm practic. Ăsta eu am deja unul, ne dăm pe rând, dar restele. Nu am unde deodată. Gata, pe rândul meu. Hai să dăm 3, 2, 1. Bă, nu știu ce fac. Bă, puneți mă, nu. Încete, dai așa, că nu e nimic amuzant dacă te dai așa, prostule. Tu nu vezi că mergi? Mamă, ce? Doamne, cu cine vine aici, bă, fraților? Nu, deci chiar nu se mai poate. Sincer? Sincer? Bă, pe unde ești? Da, pe unde ești? Uite, uite! Ce să văd? Ce vrei, mă? Stai! Mă, ești prost, mamă, e prost rău de tot. Să zici, chiar nu se pără, mă, fraților. Am vrut și eu să-mi fac ziua asta, ultima zi de vară, dar cred că e cea mai proastă zi, sincer. Da, din păcate, na, o să vină și școala. Ha, și știți care este treaba când începe școala? Tic ziua mea. Dar, da, hai să vedem în ce să ne mai putem da noi. Păi aici, că cu dar să... Ok, ok, și atent cum e asta. Ok, ok, interesant, interesant. Parcur. Oh, deci nu mă suport. În fine, da, da, cam atât a fost, sincer, cu ziua aceasta de vară. Nu știu ce să mai zic, nu mai vreau să mă mai dau una cu aparcă ăsta. Cred că mă duc la... Mai bine mă duc la piscină la hotel. Uitați. Ah, prea aveam intrarea asta pe aici. Bă, da, am fost prost că nu m-am uitat, sincer. Dar cu copilul ăsta chiar... Ok, înainte toate astea, facem și noi un mic dușuleț aici. Foarte frumos. Ok, ne dăm aici la duș, dar... Bă, ce... Așa, așa, mă. Ok, gata, fost tot. Lasă de tu, lasă-mă în pace, omule. Nu mai vrei peste mine, lasă-mă în pace. Doamne, ăla bea apa din duș, mi se pare absolut incredibil cu copilul ăsta. Lasă-mă în pace, ce mai vrei, că mi-ai stricat toată ziua, ultima zi de vară mi-ai stricat-o complet. Știi că apa din duș are gustul sare? Ești prost, Zarusule, lasă-mă în pace, uite, bagă-te sub elefantul ăsta, poate face, poți să zic că ești un răhățel. Da. Oameni, cât amuzant e. Gata, te prind, dar să-l fugi, că te vin după tine. Da, nu vin după el. Ok, hai să vedem ce mai putem să mai facem în hotelul nostru. Cred că tare să nu se poate face absolut nimic. Cred că nu, cred că mă duc direct la somn. Că apă, chiar nu mai suport. Băi, trebuie să mă revin, sincer, după ziua asta. Din păcate, da, oricum a fost ok vara, sincer. Chiar a fost o vară ok. Chiar nu mă plâng, a fost o vară. Chiar mi-a plăcut vara aceasta. Nu știu de voi dacă v-a plăcut, vreau să scrieți acolo în comentarii. Mă duc aici în cameră foarte frumos. Și da, cam atât ce să mai zic. Că nu mai pot să mai zic absolut nimic. Cu doar să trebuie să... Bă, cum ai apărut aici? Oameni, nu te mai suport, dar să le mi-ai dat brain rot complet mie. Și ok, deci ne revenim că cu ziua asta. Vedeți, nici nu mai știu să mai vorbesc, mă, fraților, cu prostul ăsta. Cam atât a fost. Pa, pa, scrieți în comentarii dacă v-a plăcut vara aceasta. O să-mi fie dor, sincer, de ea. Dar vara următoare o să fie mult mai mișto. Ce mai vrei, prostule? Ce vrei? Păi, vreau să zic că mie îmi pare rău pentru azi, bă, Rafaeli, și eu te iubesc. Fiantele, bă, Rafaeli. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.